Fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, se organizează campania Shoebox. Iar în acest an, Asociația Hope for Humanity, în parteneriat cu Institutul Bucovina, ne-am gândit să readucem această campanie prin care oricare, orice persoană, poate să aducă o bucurie, un zâmbet pe fața unui copil. Ideea este simplă, conceptul acestei campanii este simplu. Puteți dona orice încap într-o cutie de pantofi, dar nu alimente perisabile. Aici ne referim, nu știu, în general se donează hăinuțe, rechizite, dulciuri și alte, nu știu, să le spun așa, obiecte pe care credeți că le puteți dona și ar folosi unui copil. Aici ar fi câteva reguli de respectat. Ceva pe care punem noi cât de cât accent este să nu se regăsească în pachete materiale cu tentă religioasă, icoane, cruciulițe, mai știu eu ce. Cutiile este foarte bine și este de dorit să nu fie împachetate cu tot cu capac. Ideea este să nu fie sigilate în așa fel încât noi să le putem desface și să vedem exact vârsta și exact ce produse se regăsesc acolo. Bineînțeles, nu ar strica dacă și voi care donați să lăsați o foiță sau ceva scris pe hârtie pe care să scrieți vârsta copilului și dacă este pachetul pentru un băiat sau pentru o fată. Ce mai pot să spun? În cutie se poate regăsi și o felicitare prin care să urați ceva familiei sau copilului respectiv. Ideea este că noi așteptăm să vă alăturați acestei campanii în număr cât mai mare și sperăm să se adune cât mai multe cutii și să reușim să facem o bucurie copiilor de sărbători. În cutie mai puteți pune o lumânare parfumată care să le amintească și copiilor care vor primi aceste cadouri de mireasma Crăciunului. Atenție însă, fără chibrituri!